coadă. Și când i-am dat o nevestă, i-am zis, Hristos a mea și bine ați venit în, în școala pe care o reprezint, acum în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Domnul director, din nefericire, n-a putut să ajungă astăzi, are din motive obiective, dar vă transmite salutul lui și gândul bun și felicitările protagonistului de astăzi, Gheorghiță Varga Mici. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici alături de această onorată prezență care este alături de tânărul poet Gheorghiță Varga Mici. Nu o să vă rețin atenția cu foarte multe, cu prea multă vorbăraie, pentru că este cine să vorbească astăzi despre cartea colegului nostru de Cenaclu, pentru că vorbesc și în calitate de membru al Cenaclului Nicolae Labiș. Mult succes! Vicepreședinte, domnule. Membru, oriși, contează. Și dau cuvântul acum domnului profesor Constantin Bulboacă, în calitate de moderator al acestui eveniment. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Hristos a mea la toată lumea! Mulțumim că ați venit! Știu că e o mini-vacanță. Faptul că ați venit aici demonstrează că poezia e iubită, că oamenii care scriu versuri sunt oameni deosebiți și oameni apreciați. Înainte de a începe discuția despre carte, salut prezența pe autor. Cunoașteți, salut prezența doamnei profesor, doctor. Iar am greșit nevastă. Doamna profesoară Maria Crețu, n-a scris Creția, e bine. Prietenul domnul Gabriel Totică, nu-i mai dau funcțiile, că n-au importanță. Funcțiile. Salutăm prezența domnului Nelu Sachi, a domnului Alexandru Sărvescu. Știam că trebuia să vin și domnul Jipa. Este domnul Rudi Hiodăl aici. A, și domnul Rudi Hiodăl, față prezenta lui. Oameni fac ca poezia să răzbată mai mult, să fie cunoscută și nu numai poezia, arta, cultura în general. Pentru mine personal, e o mare bucurie faptul că acest uriaș cu suflet de copil, pe care îl cunosc, eu știu, de vreo 4-5 ani, nu cum arată acum. Îl știu de vreun an, 2. Îl știu din revista Dragos, a prietenului Gabriel Codică. Și am avut și eu bucuria să fiu acceptat să mi se publice acolo niște epigrame, niște poezii. Și i-am cunoscut de vreo 4-5 ani poezia. Și eu poezie valoroasă. Prima impresie contează. Și vă spun în toată inima că totdeauna am mers cu prima impresie. Se uită o doamnă la mine și pe care dreptate să se uite. Și am mers pe acest, eu știu, flux, pe această comunicare. N-am să vorbesc prea mult despre el, că avem oameni care pot să ne spună mai multe lucruri. Are o anume potență, un anumit mod de a fi invers, o anumită particularitate. Are o solidă cultură poetică, o cultură generală vastă, care îi permite să dea, pe lângă imaginația cu care l-a înzestrat Dumnezeu și părinții aici de față, mama și tata, cred că sunt foarte bucuroși că au un asemenea fiu și au și de ce să fie, care, gândesc eu, în timp, va fi o voce în literatura română.
E o bucurie pentru cenaclu Nicolae Labiș, care a luat ființă și așa cum ne-am propus noi să aducem valorile. În primul rând, tineri. De asta ne-am gândit să intitulăm cenaclu cu numele poetului tânăr dispărut dintre noi, la nici 21 de ani, 56, și confirmă acest tânăr cu suflet mare. O să mai spun că mă bucur pentru că în ultimul an de zile, mai mult în ultima jumătate de ani, am spus, am luat numeroase premii, o să vedeți că o să fie pomenite de oameni pertinenți la timpul potrivit. Și am și o bucurie, ziceam când mă gândesc, cartea aceea când e, când a luat. Cred că la un moment dat o zis că moșneagul ăsta are ceva, nu. Nu, eu sunt, să știți, un om destul de echilibrat, când îmi propun să fac ceva, sunt săgetător și ăștia își îndeplinesc ce își pun în gând. Deci, faptul că astăzi vine cu această carte, confirmă și îl mai aștept. Vreau să vă mai spun că mâine o va merge cu echipa Cenacului, în care fac, vor face parte domnul Todică, doamna profesoară Maria Crețu, tânărul poet, domnul președinte Caulea și domnul maestru de la Flaut, domnul Puiu Crețu, vom merge la Cernăuți și acolo, în mod sigur, el a mai fost odată, îi mulțumesc că și-a luat pașaport, tot eu l-am dus la pașaport. Că am nevoie de tine, vii acolo, bla, 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 și-a luat pașaportul și după aceea a venit odată. Merge și mâine, ne vom întâlni cu frații noștri de nordul Bucovinei, nu există Bucovina de nord și Bucovina de sud, există o singură Bucovină, și bucuria va fi și acolo la fel de mare. Mulțumesc și acum permiteți-mi să începem cu o poetă, cu o persoană sensibilă, o profesoară, o artistă, dacă vreți, a cuvântului, doamna profesor doctor, să nu greșesc acum, Mihai, da? Grădi. Aplaudați-vă! Hristos a înviat. Ne bucurăm într-adevăr să fim astăzi împreună. O să spuneți că e un ghișeu pe care l-am luat în brațe, dar nu e deloc un ghișeu. E doar o formă turnată în câteva cuvinte de a-mi exprima bucuria de a vedea cum suflet lângă suflet ne regăsim într-o poezie. Autorul nostru de astăzi m-a impresionat de prima dată când l-am auzit citind și tot aici la Cenaclu a fost. Și trebuie să vă mărturisesc faptul că a fost foarte rara dată când am acceptat să prezint o carte înainte de a o citi. Deoarece eu sunt un om cotoros, un critic literar care zgârie și mușcă atunci când este nevoie, dar care știe să aprecieze valoarea acolo unde este. Și am fost convinsă că volumul este oglinda, mă rog, un cioc din oglinda sufletului autorului și am fost convinsă că volumul este de valoare. Și nu m-am înșelat pentru nimic în lume. Mi-am așternut câteva gânduri pe niște foi de hârtie. Eu iubesc hârtia. Știam că voi avea emoții și o să vă spun la urmă de ce. Aceste emoții. În principal, și pentru că într-un peisaj literar care la ora actuală este fisurat și fracturat și în spațiul căruia bântuie de-a valma fățărnicii, orgolii umflate, vulnerabilități neasumate cele mai multe, dispute pe muche de cuțit, avalanșe de acuze și de contestații, războaie pe teme diverse, dar care se rotesc toate în jurul ideii plecând de la grădiniță, ba, al meu e mai frumos, bătălii în care cuvintele devin arme tăioase și otrăvite, într-un timp în care non-valoarea
pare că acaparează totul, iar reperele general valabile se contorsionează, se estompează și dispar, înlocuite de nisipuri mișcătoare. Volumul lui Gheorghe Varganici vine ca o nouă naștere a luminii și a nădejdii. Cartea aceasta, să știți că adăpostește o poezie curată și sinceră, nu o poezie trecută printr-o sută de mii de filtre, așa cum fac unii autori care își construiesc o statuie din timpul vieții, mințindu-se frumos atât pe sine, cât și pe cititori. Cartea aceasta curge de la sine. De la sinele poetic, la sinele celui care citește și mai mult decât atât, la sinele celui care are răbdarea și ochiul interior spre a sonda acele structuri de adâncime dincolo de coaja de vorbe. Cu o structură în patru părți, precum capetele fără de sfârșit ale unei cruci care încearcă să cuprindă întreg universul, volumul e străjuit de tot atâtea motouri, aparținând unor remarcabili scriitori japonezi. Haruki Murakami, Shusaku Endo, Natsuo Kirino și Hitomi Kanehara. E o prima alegere foarte interesantă, având în vedere faptul că, în afară de Murakami, tradus și mediatizat intens de cei de la Polyroma într-o serie de autor de succes, într-o colecție întreagă, ceilalți trei sunt, din păcate, mult mai puțin cunoscuți. Și voi veni cu niște întrebări pentru autorul nostru, la un moment dat. Prima, cam aceasta, de cum Dumnezeu a ajuns în acest spațiu nipon cu trei autori quasi necunoscuți pentru noi. Revenind la volumul D, apărut la editura Instory în anul acesta, cu un interesant cuvânt înainte și cu și niște mai interesante ilustrații semnate de Gabriel Todică, remarcăm din prima constructul voit pe baza vocabulei D. Prezentă peste tot, repetitiv, obsesiv. De la titlurile celor patru secțiuni, ca subtitlu pe pagina de titlu la singular nearticulat și aici iarăși un joc de finețe al autorului, depresie, demență, dezamăgire, despărțire, iar în cuprinsul cărții la plural și articulate hotărât. Depresiile, demențele, dezamăgirile, despărțirile. Deci de la aceste vocabule până la titlurile poemelor sau la începuturile de vers. Un alt element ciudat al cărții, în paranteză fie spus, când Amelia Râșca și mi-a adus cartea în bunul meu obicei de a trânti în față ceea ce gândesc, i-am spus, domnule, ești un ciudat. Și nu s-a supărat. A dat din cap și a spus, așa este, așa sunt. Și m-am bucurat că a acceptat această etichetă. Un alt element ciudat al cărții, vă spuneam că îl constituie lipsa cuprinsului. Și mărturisesc că am stat și m-am gândit dacă e vorba despre o eroare tipografică sau de voința autorului, de a arăta că de fapt există un singur poem, o unică stare poetică, ce se manifestă în multiple fețe și suprafețe. O să ne spună, la urmă, nu o să las, o să înghesuim cu întrebări. Dacă ne-am luat doar după vocabulele acelea patru, deci după titlurile celor patru secțiuni, ca patru puncte cardinale ale ființei, am putea crede că avem de-a face cu încă un volum al liricii actuale, post-modernistă, exclusiv în tonul întunecate. Nimic mai fals. Cartea este expresia antinomică a unei profunde lupte interioare. Nu doar județul sufletului cu trupul, nu doar gâlceava înțeleptului cu lumea, ci mai ales construind în jurul expresiei lui noi ca războiul sinelui cu sinea. Despre acest volum se pot glosa multe, deoarece poetul scrie cu flori, sub soarele de smoară, cu ochii vii și vise moarte,
bântuind prin anotimpuri precum toamna viselor albastre, toamna înstrăinării noastre, sau prin cronotopuri cromatice, la capătul cărora se sapă singur mormântul de soare cu cruce de nori. Ele, anotimpurile, par a se roti cu minți într-o spirală a veșnicelor zbate sau a eternelor căutări. Și spune poetul, am căutat un vers și l-am găsit, fără o fărâmă de luciditate, de parcă a venit din altă parte și mi-a propus să cred că l-am gândit. Am căutat o strofă și părea că se încheagă singură din gânduri, parcă cerșind să o aștern în rânduri, mă întreb, am scris-o? Sau eu? Sau m-a scris ea? Am căutat o rimă și în stilou mi-a apărut zgâcnind o notă mută, aștern pe foi o muzică tăcută și o vagă încercare de ecou. Am căutat un ritm și o măsură și le-am gândit și am ieșit pe dos. Am încercat să scriu ceva frumos și m-am trezit cu un vers uscat în gură. Într-adevăr, asistăm pagină de pagină la dezvăluirea unui puternic intertext poetic. Domnul profesor Bulbacă amintea de cultura, solida cultură generală a poetului. Am asistat la foarte multe lansări de carte și nu mă refer la cele de aici de la Politicen, ci din alte spații, în care, sau la diferite festivaluri poetice, în care poeții, în special cei de o vârstă, să zicem, până în vârsta poetului nostru, până în vârsta cristică a poetului nostru, par să creadă că poezia, că literatura română începe cu ei. Nimic mai fals. Fără o cultură poetică solidă, fără o lectură ritmică, adecvată sufletului și care să rodească mai departe, poezia nu rămâne decât vorbe goale, care știți foarte bine că încearcă din coadă să sune. Reau ideea că asistăm la dezvăluirea acestui puternic intertext poetic, stilizat foarte subtil de altfel, asistăm la o paradă întreagă de forme prozodice, de rime și ritmuri și la o apropiere miraculoasă între poet și cuvinte. Cartea devine astfel locul stihiilor și alurgiilor îmblânzite, iar fenomenele naturii amprentează cosmosul personal al autorului, răsucindu-l din umbră în umbră de om, din umbră în umbră de câine, din umbră în urmă de, în umbră de poate, din umbră în umbră de tine. Participăm uimiți, citind acest volum, la un zbucium întreg, la un freamăt de început de lume și la o pendulare între extreme ființiale, naștere și înviere, noapte, zi, târziu, de vreme, ploaie, soare, lumină, întuneric. Iar poetul se îmbracă în așteptări, în căderi, în moarte, în renunțare și iluzii, precum cămașa otrăvită a lui Nesus, transformată în cămașa jucată la sorți a lui Hristos. Poetul nu-și găsește liniștea decât sub un mal de pământ, cerând sau cerșind o ultimă lopată. Într-o zi, nu mă voi mai întoarce acasă și m-ar aștepta în bibliotecă tomuri, până ce vor trage clopote din domuri peste amintirea mea o ceață deasă. Într-o zi, nu voi mai zăbovi la tine după miezul nopții până dimineață, așteptând lumina zorilor de gheață, voi păși spre zara recilor destine. Într-o zi, chiar nimeni nu mă va mai plânge, exilându-mi cinic visele în uitare. Eu însă, pe harta noilor hotare, mi-am înscris din vreme numele cu sânge. Desigur, moartea este cea care urgisește totul și toatele, într-o ceremonie multiplicată la nesfârșit, cu ironie, cu autoironie, cu tristețe și luciditate, ca în acest text care mie mi-a amintit de Serghei Senin, adică de traducerea lui în varianta lestea. Mă așteaptă în vise tânăra ta față,
când din amintire iarăși te cobori. Nici nu știu cum anii au adus în viață peste tine ceață, peste mine nori. Să te văd chiar astăzi, nu te-aș mai cunoaște. Chipuț de femeie mi-ar părea stingher, din greșel trecutul pare că mai naște. Peste tine noapte, peste mine cer, neîmblânzite vorbe, fade înțelesuri, gura ta străină, ce-ar mai gusta? Mă pândesc din umbră, tinere resuri, peste tine lună, peste mine stea, dar rămâi în timpul de mai înainte. Eu aici sunt astăzi, tu stai în trecut, nu-mi dă voie moartea să-mi aduc aminte. Peste tine ploaie, peste mine lut. Poemele sunt fals narrative, adică plecând de la ele putem să, în mintea și în sufletul nostru, putem să vădăm o întreagă poveste. Dar dincolo de coaja aparentului cotidian, irumpe cu forță un lirism autentic. Ar fi multe de vorbit aici despre tematica de suprafață și despre rana subterană ce sângerează aproape pagină de pagină, de muzicalitatea uluitoare ce conferă poeziilor încă un strat de descifrat, despre vocabularul variat și alăturările insolite de cuvinte, despre părernica simplitate și despre deja amintitul intertext ce jalonează niște drumuri și ele aparent încălcite. Ceea ce pot afirma cu certitudine și cu responsabilitatea ceea ce spun este faptul că acest volum de debut ne înfățișează un poet matur cu o voce distinctă și originală, căruia îi dorim cititori consecvenți și îndrăgostiți de frumosul acestor pagini, căruia îi dorim putere și răbdare pentru a rezista în lumea noastră literară, îi dorim, desigur, premii și alte și alte volume. Felicitări! Da, mulțumim, distinsă, doamne, pentru completarea artistică. E suflet de poet ce a făcut aici. De fapt, a spus și domnia sa, a mai fost la noi, a cunoscut acest poet care deja a ieșit în Agora și care, o să mai spună, destule lucruri, chiar dacă trăiesc impresia că aparent e un sfinx care tace, care nu e vreo. Este foarte sensibil, este foarte timid. Am constatat treaba aceasta. Bun. Aș mai completa și după aceea dăm cuvântul mai departe celorlalți vorbitori. De la puterea a patra în poezie. Nu la de la puterea a patra. Vă invităm ca să continue acest demers poetic, această încântare a sufletului, de doamna profesoară Maria Cerea. Vă rog. Vă salut și eu cu respectul cuvenit unor persoane speciale ca dumneavoastră și vă rog să-mi îngăduiți o mărturisire. Și eu plec de la o vreme mereu cu foile după mine și să vă spun de ce. Așa cum scriam undeva cândva, în viața mea cotidiană, mă iau uneori gura pe dinainte. Deodată nu mai spun ce vreau eu. Mă aud pe loc rostind alte cuvinte. Așadar, ca să mă învățesc, de-ale... N-ați prins asta, așa e. Era să zic de-ale carnavalului, pentru că titlul meu e așa. De liniuță, unghie. Deurile lui Gheorghe Varganici. Mă iert, Gheorghiță. Dar uite ce bine îți stă când zâmbești. Tu o să și zâmbești când premiile se vor mulți și când lumea va rămâne unită de scrisul tău. Iată un tânăr reflexiv și cam închis în sine. Asta e ceea ce mi-am spus în gând când l-am văzut prima oară pe Gheorghe Varganici. Și răsfoind cartea sa de poezii intitulată scurt de... am primit o confirmare. Acest tânăr poet este cu adevărat cufundat în sine la mare adâncime, dar iată că nu ezită să ni se confeseze prin scris cu o admirabilă sinceritate a sentimentelor. Citind cartea,
L-am auzit parcă pe Lariș. Eu sunt spiritul adâncurilor. Trăiesc în altă lume decât voi. Iar spiritele, care nu pot exista decât în adâncimi mari, văd în orice lucru, oricât ar părea de insignifiant, un simbol. Și orice simplă întâmplare devine alegorie. Primul lucru care atrage atenția cititorului este titlul monosilabic. Înaltă, un singur cuvânt, un singur sunet sau o simplă linie pot spune mai mult decât o mie de cuvinte, de sunete sau linii. Să ne-l imaginăm pe Picasso trasând cu penelul o linie. Sigur, o va face într-un fel aparte. Va sugera ceva neașteptat, iar linia va deveni un tablou. Titlul și coperta sunt o primă invitație la cugetare. Și înainte de a deschide cartea, stai o clipă pe gânduri. Titlul, o fi o prepoziție? O fi conjuncție? Gândul îți fuge de la latinescul de urbe condita, la eminescianul de treci codri de aramă și mai departe la if al lui Rudyard Kipling. Răsfoiești, citești și brusc vezi simetria dintre titlu, structură și viziune. Privite în ansamblu și fiecare în parte, conduc la ideea de original, profund și modern. Autorul prefațează cele patru D-uri, însemnând tot atâtea capitole, prin câte un citat din scritori japonezi, celebri, chiar dacă nu poate toți, așa cum spunea doamna Mihaela, sugerând astfel discret, în virtutea dreptului de a alege, soluții pentru înfruntarea unui univers sumbru, a unui întuneric pe care el însuși n-are nevoie să-l lumineze ca să-l vadă. Cercetarea adâncului sufletesc pentru depresiile văzute în culori, conectarea propriei tristeți la tristețea celorlalți pentru demențele privite ca în timpuri, acceptarea singurătății pentru dezamăgirile iscate din trăiri de fric și insomnie, și presentimentul sfârșitului pentru despărțiri, capitolul final în care locul deurilor este luat de 10 sonete și 5 rondeluri. Nu în soarele amiezii sau în seninul cerului caută Gheorghe Varga nici înțelesul, ci în mucegaiuri și noroi ca archezii și ascultând ca Bacovia plânsul materiei, își asumă singurătatea și suferința până la insuportabil, identificându-se cu ploile, cu frigul, noroaiele și pustiul. De atâtea ploi ce mi s-au abătut în mâini, în ochi, pe piele și în cuvinte, am devenit amfibiu și se simte că razele de soare au dispărut, poezia de papă. Întrezărim aici o cauzalitate prin analogie. Fenomen pe care în capitolul Artă și magie din încercările sale filozofice, Lucian Blaga îl explică printr-o legendă chineză. Un pictor a desenat un pește într-o apă cu trestie. Vântul a smuls pânza și a aruncat-o într-un lac. Moment în care peștele s-a desprins din tablou și a început să înmate ca un pește viu. Gândurile dor, norii se usucă pe cer, noaptea tușește cu nori și cu fantasme purpurii, spre care privesc suflete stinghele pe care le cheamă pământul. Iată o lume în care fericirea e o fata morgană, dar căutarea ei este perpetuă. Căutarea este, de fapt, fondul tragic al existenței. Poetul trage cu penelul peste partea întunecată a lumii, încercând parcă să distingă prin contrast cealaltă parte și ezitând în fața fâșiei hașurate din mijloc. Privirea încurge spre tulburi azare, mormântul de soare, cruce de nori și scriu pe retină povestea furtunii ce încă încearcă să vadă culori de cenușii. Căutarea este cuvântul cheie. Orbecăind prin beznă,
omul încearcă, de fapt, să iasă la lumină. Pleacă în căutarea marelui poate, așa cum pleacă personajul adolescent al lui Haruki Murakami, scriitorul japonez pe care autorul îl citează în primul capitol, în căutarea lui Kafka pe malul mării. Întunericul nu e sfârșitul. Mormântul e doar un scurt întuneric prin care se trece de la lumină la lumină. Desigur, o lumină cu intensități diferite. Deci nu cumva să vă apuce plânsul când voitul acesta va să guste lutul. Acela nu-i sfârșit, ci începutul descătușării omului de dânsul, de moarte. Acest memento mori privind și detașat ne duce cu gândul la o cugetare a Sfântului Vasile cel Mare. Cea mai înaltă filozofie este gândirea la moarte. Deurile lui Gheorghe Varganici sunt, de fapt, și ale noastre, ale tuturor. Oricât de solar ar fi cineva, nu se poate să nu fie măcar odată bântuit de o întrebare existențială cu accente grave, generatoare de un război lăuntric. Este ceea ce versul acestui poet ne invită să facem. Ele trezesc în noi acorduri de simfonie beethoveniană în mi bemol major sau acorduri wagneriene. Au o muzicalitate deosebită. Un soare bolnav mă condamnă, dar iată că el e înfrântul. În zare așteaptă mormântul de nor ca deasupra-i să aștearnă de scântele zilei de toamnă. Rondel 4. Iată un rit de incantație. Toată stima pentru domnul Gabriel Todică, semnatarul prefeței și al graficii inspirate de care beneficiază volumul și omul care, ca un mecena, l-a încurajat pe autor să iasă cu scrisul său în lume, să participe la concursuri naționale și internaționale, obținând astfel o confirmare avizată a valorii sale. Singurul lucru pe care, ca un cititor oarecare ce sunt, l-aș fi dorit de la acest volum, este un cuprins care ar fi oferit o oglindă a structurii cărții, structură care, așa cum pertinent observă autorul prefeței, este ea însăși un poem. Dar absența nu e lipsită de sens. Obligă la o răsfoire pendelete și o cercetare atentă a conținutului, așa cum trebuie să fie lectura poeziei. Simt, în încheiere, că vreau să-i spun autorului ceea ce a spus Alexandrii la apariția lui Ernest. Apuce înainte să ajungă cât de sus. Mulțumim, doamnă profesoare. Gândeam că pentru mine e un vis. Acum, auzând de Haruki Murakami, mi-am propus și eu, vorbeam cu sensăzitător, să ajung în Japonia. Voi ajunge anul ăsta. Dar voi ajunge, pentru că eu știu ce vreau. Am vrut să fiu însoțit de o reprezentantă a lui Dumnezeu pe Pământ, care am văzut, vreau să mă spun un lucru. În Japonia, profesorii sunt singurele persoane care nu se înclină în fața împăratului. În Japonia, Pibu, care e, mă rog, dedicat învățământului, culturii, e la un nivel, nu vreau să spun că e în România, poate că e mai mare în România, nu? Sunt ironic. Dar îi mulțumim doamnei profesoare și doamnei profesoare. Vreau să vă mai spun că domnul Todică, Gabriel Todică, prieten, e un suflet sensibil, un om care scrie foarte, foarte bine, e un artist plastic deosebit. Am achiziționat și eu un tablou la România sa. Pentru că eu, mulți m-au întrebat, bă, câți bani ai dat? De ce ai făcut asta? Nu știu ce am dat. Știu că îmi place. Și dacă îmi place, fac. Nu calculez. Așa că
Îi dăm cuvântul încă un ceva. Are cele mai multe premii primite, poate Gabi o să le spună, în 2022. Faptul că prietenul lui și la Cenaclu a trimis niște date de concurs și a îndrumat, că avem și alți colegi care au participat la concursuri, o avem aici pe doamna Rusu, această doamnă frumoasă, cred că de o pălărie. Interesant, roșu și negru, eu știu, e bine. Bun, e un lucru foarte bun. Cenaclu înseamnă echipă, Cenaclu înseamnă participare, iubire, dar nu spun iertare, nu se pune problema. Și apropo de prieteni, dacă spui adevărul, eu știu că sunt prieteni ai, spuneți mai multe, dar cred că nu vreți să aveți prieteni ca să le spuneți. Nu, cu dumneavoastră vorbesc. Cu mine? Da, da. Nu. Prieteni. Eu vreau să spun altceva, mi-am adus aminte o chestie. Da. Bine, volumul acesta de debut trebuie trimis la funcție. Există concursuri specializate la ora actuală în lumea literară pentru volume de debut. Sigur. Trebuie trimis. Nu știu cum o să dau un mesaj, cred că fiecare săptămână și o să-l întreb. Eu de oameni, ai trimis volumul, unde l-ai trimis la ce concurs? Ai trimis volumul la ce concurs? La Suceava va ajunge sigur, vă promit. Nu e vorba de Suceava. Și? Eu m-am gândit, dacă am făcut la ceva undeva în țară, dar vorbim după. Și cu asta închei ce mai mult spus. Nicolica, la Suceava. Da, 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 da. A, doamna va veni să vorbească despre cartea Domnului Târziu, un viitor apropiat. Deci lucrurile se leagă între ele. Și dacă vreți să spun și eu ceva legat de ultimele pagini care sunt albe, în ultima mea plachetă de versuri, când a fost volum, cea mai valoroasă poezie, ați găsit-o la pagina 18, care era albă. Poate e și o ironie, dar nu neapărat în cazul de față, dar asta e. Domnul, doar vă, te rog. Mulțumesc. Eu știam că o să fie publicat așa în toate, încât ce să mai spun eu. De-aia nici nu mi-am mai pregătit nimic. De altfel, ce am avut de spus, am scris în prefața cărții și cred că are sens să mai iau cine o să preia cartea, și o să aibă curiozitate, o să o citească. Mă gândesc. Ce am să spun? Am să spun o poveste care începe de acum aproape 10 ani. Odată cu înființarea Cenaclului Eugen Lovinescu, pe care l-a coordonat domnul Alexa Pașu. Și în ședințele de Cenaclu a citit prima poezie Gheorghe Balâncanici, cred că dacă nu greșesc, era de Gri. Ceea ce m-a fascinat, am rămas uit de prozodie, de ritm, de rimă, că nu prea am avut ce reproșa. Că de obicei căutăm să reproșăm. Și încă de pe atunci țin minte că am încercat să spun, să-l îndrum, hai să ia și participă la concursul literar, că ai cu ce te prezenta. Nu știu dacă m-au zis să țip mai tare, că am un problemă cu volumul. Și a fost reticent. A trecut timpul, a trecut anii, am deschis revista Dragos și l-am rugat să-mi trimită material, am trimis. Și iarăși am deschis îndemnurile să participe la concurs. Mi-a reproșat, mi-a obiectat, a zis că nu este pregătit, că nu e suficient de bine ștărpit lucrarea, poezia. Zic, încearcă și așa. În primul rând, dacă trimiți la concurs, te citește cineva. E cineva acolo, cel puțin avizat, mai mult avizat decât noi, și care poate să-și pună o părere. Hai să iei, vezi, nicio problemă, dar măcar te compari, vezi care e situația. Am să încerc, că îi scrie bine, deja am câștigat. Și când s-a înființat Cenaclu, Nicolae Labiș, cred că primele întâlniri pe care am avut cu el și am spus să ia și participă la concursul. Și iată m-am ținut de el și în 22 am trecut, a participat și a luat premii de bandă rulantă. Ceea ce confirmă poeziile, pentru că în acest volum se află poemele pe care, cu care el a participat la concurs.
Și cu atât mai mult, cred că cartea asta trebuie citită, văzută și dacă atâția experți au apreciat-o, eu zic că merită citită și înțeles. Ce pot să spun eu? Că coperta este de gri, dar interiorul este de aur. Da. Eu pot să mai spun că am un avantaj. Am primit-o un poem suplimentar pe coperta cărții, care se numește, care sună așa, prietenului Gabriel Todică, fără de care această carte nu ar fi existat. Mulțumesc! Da, într-adevăr, domnul Todică e un om deosebit, un om care are sensibilitate și se vede, se văd rezultatele. Vreau să vă spun că domnul Alexa Pașcu a venit la noi aici, la Cenacul, a citit, e un prieten vechi al meu, al sufletului meu, coopera. Și e o continuitate, pentru că Fălticeni are atâți, mulți oameni valoroși în față, dar trebuie să avem puterea, curajul de a ieși, cum spuneam, a angora, a ieși cât mai mult. Am participat și eu o singură dată la un concurs, eu luam 9 și el o luam 9 și 5. Singurul concurs, de fapt, am mai încercat la loc. Câteva, este foarte bine. Afirmați-vă, sunt concursuri, avem copii care, Ana Maria Murariu, o trimis doamna Rusu Murariu. Murariu. Probabil am fost prea mult criticat și eu fiind un rebel, rămân cu ce mă lăsa mama. Nu mă schimb, dar nu e nicio problemă asta. Deci trebuie neapărat să ieșim, să ne punem în valoare. Acum la Cernăuț când mergem, sigur, și acolo doamna voastră avea ceva de spus, așa ne-am gândit să o facem această activitate. Ce să pot spun? Personal, Gheorghiță ne-a spus înainte de ședință că vrea să-mi ție un logos de jumătate de oră. Aplaudați-l! Stai, stai, stai puțin în picioare, te rog. Pentru... Domnul Sauciuc, un fost elev al liceului, un poet, un scriitor care merge la Cernăuț cu noi de George, George Sauciuc. Te rog. Am să încep prin a citi citatele pe care le-am pus la fiecare capitol. Sunt din scriitor japonez. Eu am avut contact cu literatura și cultura japoneză foarte devreme. Am început de mic cu desenele animate japoneze, anime. Am continuat mai departe cu filmele și cărțile japoneze. La un moment dat am ajuns într-un fel de cerc al iubitorilor de cultura japoneză. Mergeam la convenții, la diferite evenimente. Am ajuns să și cunosc persoane din Japonia. Am avut și legături apropiate cu unele persoane din Japonia. Scriitorul care am ales pentru aceste citate de la capitolul de cărți, capitolul primele, sunt foarte, foarte cunoscuți și foarte citiți, poate nu în România. Doar că eu literatura japoneză o citesc în engleză pentru că mi se pare traducerile mai ok în română. Chiar și citatele de aici sunt traduse în engleză, deci nu garantez că sunt la fel de nevițele din limba română. De la Haruki Murakami am ales un citat din La capătul lumii și în țara asupra minunilor. Am închis ochii și mi-am cercetat străfundurile sufletului. Când am făcut asta,
Liniștea din jur s-a așternut peste mine ca niște fricele de praf. Acest citat este la depresii și mi se pare, în general, Murakami mi se pare un autor care înțelege foarte bine depresia. Și în general, cred că ne-am înțelege foarte bine dacă ne-am întâlnit. Din păcate, nu cred că o să avem ocazia. Hai cu mine, dau cu mine, că nu se vede. Da. Mai e o posibilitate. E o posibilitate. Căutarea unui din asta. Murakami este un scriitor relativ modern în Japonia. Chiar are și un fel de glumă repetitivă legată de el. Când se dau premiile Nobel pentru literatură, este o întreagă discuție. Va câștiga Murakami Nobel pentru literatură și nu o câștigă niciodată. De la Shusaku Endo, care e un scriitor mai puțin accesibil, am ales un citat din fata pe care au lăsat-o în urmă. Important în viața aceasta este să-ți conectezi tristețea proprie la tristețea celorlalți. Într-un fel asta am încercat și eu să fac volumul acesta. Nu neapărat având o țintă anume, ci așa cum și scriam într-o poezie foarte scurtă, care se numește De cer. Noaptea împletind adesea insomnii din perne sparte, singuratic curc privirea spre al cerului mister. Oare de sub mare umbră, cu ochii vii și vise moarte, câte suflete stânghiere mai privesc același cer? Din volumul acesta am încercat și eu să aflu câte suflete mai trăiesc același lucruri, câte minți mai gândesc același gânduri. Iar citat din Shusaku Endo a fost la demențe. Un capitol mai ciudat, la fel ca și autorul japonez. Natsu Kirino este o autoare foarte, foarte populară. Are un roman horror grotesc, are alt roman horror afară, foarte bune. Probabil nu e în același gen de literatură cu ceilalți autori, dar sentimentul cărților ei uneori se regăsește, cred, și în poeziile mele. Am ales un citat din Grotesc. Dacă oamenii nu suportă să fie singuri, nu au de ales decât să moară. E cumva o frază poate mult prea pesimistă, dar cred că în spatele ei se pot ascunde multe înțelesuri. Acest citat a fost la capitolul Dezamăgirile, iar la ultimul capitol Despărțirile am ales un citat din Hitomi Kanehara. Hitomi Kanehara este o autoare care face parte din curentul cumva postmodernist al literaturii japoneze. Am ales un citat din Cartea Șoarte și Cercel, care de fapt și singura e carte mai populară. Și undeva în lucrul meu am avut o groaznică presimțire că ceva din viața mea se apropia încet, încet de sfârșit. Acesta fiind ultimul capitol al volumului, într-adevăr se apropie de sfârșit. Și la sfârșit nu găsesc niciun prins, pentru că nu m-am gândit că cineva o să aibă nevoie de prins. Adică, după ce a citit cineva carte, nu m-am gândit că ar vrea să citească două ori, neapărat.
general o problemă cu prinsurile. Nu la prinsurile, la poezii, nu știu, prefer să găsesc o poezie prin carte. Întotdeauna răsfoind cărțile de poezii, căutând o poezie anume, m-am trezit că le răsfoiesc și nu o caut la cuprins. Și am fost surprins cât de repede a fost de acord editorul cu propunerea mea. Dar trebuie să mulțumesc editurii în istorie, care mi-a publicat cartea. Am participat la un concurs de manuscrise. Practic nu m-a lăsat să particip la concurs de manuscrise. M-au sunat înainte să termine concursul, că vor să publice cartea. Până acum am fost la târgul de carte de Audeamus de la Cluj. Astăzi m-au anunțat că vom merge și la târgul de la București, de la Romexpo, cred. Și sper să ajung cartea în mâinile multor cititori. Cam aceasta ar fi dorința mea cea mai mare. În rest, ce pot să spun, volumul e scris pe parcursul multor ani. În mare parte, poeziile sunt în ordine cronologică, cu unele excepții. Domnul Gabriel Dodică este responsabil pentru apariția acestui volum și pentru faptul că am început să îmi expun poeziile publicului. Eu scriu relativ de mult timp, de la 14 ani scriu. Am avut poezii publicate prima dată în revista Clubului Copiilor, erau pe atunci. Doar când erau total diferite de ce scriu. Acum am scris poezie religioasă. Da, nu mai scriu așa ceva deloc. Și cred că volumul acesta a fost ca un fel de boală pentru mine. Era ceva ce nu am vrut să scriu, a trebuit să scriu. Și toate celelalte vor fi la fel. Sper ca toate celelalte să fie mult mai gândite. Poeziile de aici sunt scrise impulsiv. În lipsă de altă descriere bună. Nu sunt chiar lucrate. Asta este poezia adevărată. În momentul în care te apuci de cioplit prea mult, cazi în altă parte. Și riști să se piardă ceea ce este valoros, ceea ce este original. Cântia divină care e primit, tot trebuie să consideri. Asta vine, dacă îmi permiteți, în sprijinul unei idei al lui Paul Verlaine, care a fost mai multe ori oficial al poeziei decât poet, care spunea cele mai frumoase versuri nu sunt cele pe care le-am scris, sunt cele pe care le-am găsit. Deci momentul acela când le-ați găsit, acela este o idee care îmi place. Și în încheiere am să citesc o poezie care se numește De Întuneric și e cumva un manifest poetic. Un bec în noapte, luminând feric, al său stâlp de beton și niște fire, atrage cu al caldă o clotire gândănii ce se tem de întuneric. Privesc cu oarecare gelozie a un vesel ce în zbor petrece, căci printre nori de plumb doar luna rece ar mai putea să-mi lumineze mine. Dar vină întreagă în negurarea nopții, n-am să mă închin la stâlp cerșind lumină, chiar de-aș simți sub mine cum suspină scăpați din grob și cimitire morții. Și chiar de-ar vrea cu mine o nepoase, în ape înnecat să mă poarte, am să-i aștept în beznă, stând departe de molima minciunii luminoase. Precum un bec cu gâze efemere, bonite de venirea dimineții, așa cu laude sprimiți poeții ce-n surle sună poezii stinghere. Iar eu, străin de asemenea ovații, prin noaptea neagră plină de blesteme, pe nevăzute am să citesc poeme,
s-a scut de morți toți și înnecați. Domnilor și doamnelor, eu nu cred neapărat în predestinație, dar sunt convins că fiecare dintre noi ne naștem cu un anumit dar, o anumită calitate sau defecte, dacă vreți. Ei, aici Dumnezeu a fost generos cu tânărul Gheorghe Vărănici și i-a dat această scânteie divină. Consider că acele pagini goale care le-a lăsat vor fi completate și bine a făcut cu cărți așa cum este el. Nu-i cer. Personal, vreau să rămâie așa cum e acum, să continue. El s-a autocenzurat, flagelat cumva, dar eu zic că e bine și o continuitate firească. Succes să-ți urăm, să continui și personal să mă chem la nuntă, să dansez și eu așa, un pic la o nuntă, că dansez bine și îmi place. Felicitări!